Bagă. Bună dimineața, bă! Băga mea! Băi, prost, le-am glumit cu tine, ai boule. Of, bună dimineața, bou. Bou nu voia să... Când te mănâncă în cur și cu bou. Te scarpină bou. Care o fi mai bou, acum? Dar nu voia să facă content bou, acum, na. Eu-l fi scos coaiele. De curând, bou, era bou de curând. Bou nu voia să facă content cu bou. Da, și nu voia să se împace cu ideea că e bou. Încă nu era împăcat cu ideea că nu o să mai becoaie. Încă nu se simțea că e bou. Da, încă nu-i trecuse testosteronul la dentaur. Am ceva și apropo de asta, pentru că am descoperit, s-a făcut astrograma la Vama Veche și am descoperit că sunt aur. Nu știam de ce mă simt așa de ceva timp, dar am ascendent în taur. Da? Fecioară taur. Tu știi în ce ai ascendent? Îmi zici tu? Păi n-am de unde să știu. Trebuie să știi la ce oră te-ai născut. 6 seara. Da, dar eu nu știu. Nu știu să te ajut și, mă rog, și anul. Și probabil că, uite, îți fac oameni. 24 octombrie 1986 la ora 6 seara. Ține o minte. Așa. De, acum ce zodie ești? Scorpion. Ce zodie crezi tu că ești? Că acum deja Scorpion. Ți-a intrat ascendentul. Ok. Bine. Rămâne de văzut ce ascendent. Da, să-mi ziceți. Bun. Pentru ăștia astrologi. Hai. Așa, bă, da, ia. It has been brought to my attention that people don't understand what my real accent is. They're like, which one is it? And you know what, yeah? I don't know. English is not my first language, so I don't have to be loyal to a certain accent in it. But guess what? I learned English at the age of 15. My first English teacher, he was Indian. A little bit of Indian accent. Coming, not coming. Too much. My next English teacher, Arabic. Arabic. My best friend at the time, Lebanese. And me, I like the Lebanese accent كتير حلو بس يعني it's not always coming out. And then my next group of friends, Nigerian. What's the meaning of all this? I don't know. Bă, ce tare ești prost. I have my Slavic accent. Sometimes little bit much, sometimes little bit less, you know? Oh, and the American one? Don't even ask me where the American one is coming from. That just happened. Blame YouTube and Eminem, because that's how I learn English. I don't have an accent, I don't have to stick to one, and I have ADHD. Super. Bă, superb ești prost. Ce mi-ar plăcea să pot și eu asta. Să ce, să poți să faci accente? Bine, nu. Adică dacă le exersezi, dacă că repeți textul. Ție ce-ți place? Ce accent îți place? Care mi se pare cel mai haios? Așa. Indian. Mie îmi place ăla din Texas. Mie îmi place accentul ăla. Texanul, Texas Ted. Well, hello. Hello, Indian, da. Da, da. Dar nu e foarte tare. Foarte tare. Partners. Da, și uite, aș adăuga aici că are față de... Româncă. Nevastă. Adică de nevastă mea. Adică uite așa, așa... Așa o vezi tu. Mi se pare drăguță, da. Așa okay. O văd pe fata care putea să fie soția. Da, și are față de româncă. Mi se pare că e româncă. Nu e româncă? Nu știu. E româncă? Româncă? Na, probabil că, da, probabil că e dezrădăcinată. La revedere. Bagă, zi! A luat notă. Ce frumos e, nu mai pot! Dar ce frumos cântă ea, ești prost! Pare că știe că e filmat cu aia. Pare că da, știe mă, da, să uite, s-a pus el în prim plan. Da. S-a pierdut cățelul. Foarte frumos, bravo, vedere, bravo cățelul, bravo. Bravo, doamna. Și doamna. Bravo, doamna. What the...
Te suitam mai de dată, suitam mâțile. Suitam mâțile la lumină. Asta era. Chiar zici că e un ritual de o morții, mă. Da, adevăr. Dar ce căcat era acolo cu aia? Mi-aduc aminte când o povesti Neamărin, când i-a pus lumină în, în sat, s-a adunat tot satul, s-a uitat la bec. Exact ăștia. Că ei n-aveau curent și s-au uitat toți la bec. Ești s-au adunat sat în fiecare seară, s-au uitat la bec, așa, uite asta. Da, mă, da, da, becurile alea stau acolo în casa aia de întotdeauna, probabil, de când erau ele mici. Ce s-a întâmplat, ce e acolo? De, da, e o, ceva e. Le-a rupt. Ceva e, ni le-a rupt discheta. Hai. De la rutieră? Nu, nu știai, nu știa unde să se angajeze deocamdată, că vezi tu că el are de aia de ce feris? Și cu... de aia de la rutieră. Ai, de capul sau, meu, băi, de la, de că la... era beat mort. Băi, băi, nu, n-a băut niciodată în viața lui. Ai, leu, bă, dar ce, bă, ce se întâmplă, bă, pe la țară, pe la noi, băi. Băi, numai că sunt o grămadă, băi, de situații. Extraordinar. Păi da, sunt o grămadă de situații, domnule, na, e trafic mult în țara asta și nu mai face față poliția și angajează civili. În sensul ăsta. Dar numai că acolo nu era trafic deloc, adică acolo chiar nu era nimeni. Nu era nimeni. Nici măcar o căruță nu trece aici, nebun. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Am văzut că asta e, da. Am văzut că asta o deveni virală, da, treaba cu Derry. Da, trend, trend. A fost mare trend. Da, nu știu ce am vrut să zic, Trump cu treaba asta. Da, nici eu nu știu. N-am înțeles de ce, cum o vrut să aducă treaba asta în discuții, dar mă rog. Bă, fiți atenți. Deci, am povestit odată la micuțul la podcast. Da. Am povestit această întâmplare. Asta e a mea. Ăsta e un filmuleț pe care l-am trimis eu. Așa. Dintr-o cursă pe care am avut-o până în 2016, ceva de genul ăsta, și am găsit filmulețul, bă, în sfârșit l-am găsit după foarte mult timp și l-am dat aici. În fine, asta e o cursă de taxi cu un domn. Ia. Se câștigă din asta? Se câștigă, nu? Da. Se câștigă, dar nu aveți mașină, nu? Și connector și mai mult seama. Da, ce să facem? La blonda aia care în serial nevastă ta... Da. Gagica ta sau ceva de genul? Colegă, actriță. Colegă, nu? Bună rău de tot. Uite de cum e, bă, asta? Mi s-a părut extraordinar. Deci nu, omul ăsta, gândește-te că aici abia mă luase. Era cu 2 minute după ce, da, m-a luat. Dar ce cauți? A, nu, cream că ești cu Uber. Nu, no, asta era prin 2016. Bine, Uber-ul e altă haina, e altceva, am văzut. Bolt-ul mai degrabă e altă haina. Nu, și Uber. Da, să nu ne luăm, că ne înjură iar. Intră iar toată lumea de pe Bolt, de pe Uber și ne înjură. Deci acum, de fiecare dată când... Eu nu zic că, băi, oamenii, ei, nu toți sunt la fel. Bă, dar... că eu merg cu Uber și cu Bolt și de fiecare dată când mă urc. Așa. Deci, aulu, tu ești ăla de vorbește de Uber și de Bolt. Să văd cum mă compor, dracu, am și emoții. Zic, nu. Ai, leu. Ai grijă, Vlad? Da, sper că v-a plăcut cursa. Da, dumne, da, nu e nicio problemă, e regulă, nu e ca și cu... Vezi, dacă nu vrea să... Nu prea câștigi bine, Vlad. Aolo. Vrea... Da, tu-ți dai seama ce l-ar dea pe el după 2 minute normal, cu aia după ce te-ai urcat. Da, bine, na, astea erau vremea, chiar și mai rău era pe vremea aia atunci. Asta, ce... Cum? Nu prea să câștigă din meseria. Ce facem noi pe la băieți de oraș și care cum ne futem, care cum suntem unii peste alții acolo, orgii, bă, și trecu, muciți și atâta, gen, atâta, gen, nu, le luați pe... No. Mă rog, în fine. Bun, asta, da, da. Dă-te de alături, mă, cuțu! Dă-te de alături, mă! Dă-te de alături, futu-s paștii tău azi! Dă-te de alături, mă, te rog frumos, mă! Te rog frumos! S-a mai îndulcit. Mă, te rog frumos! Mamă, mâncați-aș gura ta să vină atâta haită hulpan de aia. Păi, singurul care are control este ciobanul. Atât. Ăla poate să le zică... Atât. Virga! Păi, n-auzea! Hei-ha! Da, 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 cât ies în știu. E tău, mă, cu e!
Am suflet de măcare. Virga, haide mă, dă-i play. Ne la luna. Hold up. Ăsta era, ăsta era ciobanul. Ne la boi, tata. Între ciobanul. Eu știu ce mai... De cum ești gătul pe jos, pe da buci? Da. Ăsta e POV-ul lui tata aia când ducea boi acasă. Nea! Da ce-i beat? Da ce beau ăștia, bă, de ajung în starea asta? Nu-mi dau seama, coi. Nebolna! Bă, dar ce-o bea ăștia, bă? De ajung în starea asta, că de la vin, ajunge așa de la vin? Bă, bineînțeles că poți să ajungi așa de la vin. N-am ajuns așa de la vin, n-am ajuns așa de la nimic. Eu dar... cred că de la tării, bă. Eu cred că de la tării nu te mai ascultă corpul. Sau de la, vin, de la, de la bere. De la bere? Păi și de la bere și aia te îmbată rău de tot. Adică, na, după cum vedem, e noapte, probabil că domnul e plecat de ceva timp de acasă. Because right now, this is the crazy part. Now let me talk. Now let me talk. This is the problem. Shh. If you say another fucking word, I'm going to drop you. Shh. Do not speak. You do is turn around before I get angry. Have a nice day. Bye. Crezi că-l pupă. Crezi că-l pupă pe gură. Asta, asta mai lipsea. Mamă, după. Mamă, asta se vede într-un film. Către acolo merge. Adevărul că te sperii dacă zici unde păi, așa, te ieși așa. Te simți puțin ca la pușcărie, probabil. Când ajungi în primele zile. Probabil că... Probabil că domnul Didi... Lasă, dă-l dracu că merită, dă-l dracu de panorama, dracu de om. Și ceea ce m-a interesat, că nu e vorba numai de el, asta înțeleg, că este vorba despre multă lume foarte importantă. Toți băieții groas, asistăm la... Căderea stelelor. Iureș. Cad stelele. Da, o să iasă Iureș. Cad, Iureș mare. Cad stelele. Ceea ce îmi doresc. Ai văzut că, ai văzut că Levi's a pornit campania cu Beyoncé și ce era în comentariile alea acolo? Mamă, mamă. Și acum au oprit campania cu Beyoncé, că nu... E groasă. Nu, pe, e groasă, îți dai seama. Toate astea sunt... Dar ce făceau? Eu când am fost acolo... Adică aceste vedete... Eu n-am văzut lucrurile astea. Dar... Înțeleg că era pe niveluri de șmecherie. Dar oricum nu puteai să pătrunzi la petrecerile alea dacă nu beai, dacă nu dădeai talpă la o băutură pe care ți-o dădeau ei. Adică asta e, băutura, asta e cumva intrarea. Okay. Și aia conținea tot felul de amfetamine, tot felul de lucruri, știi? Așa. Care te spărgeau, probabil. Adică, probabil, sigur. Și băiatul, după aia, zicea, el voia să monopolizeze, ceea ce a și reușit, într-o oarecare măsură. Pentru să că avea filmări cu toți, cumva avea... Cumva, avea, nu? Filmări cu absolut toți. Adică am văzut, efectiv, niște testimoniale din astea, oameni care povesteau că, da, veneau artiști tineri, scoseseră și o piesă, știi, și rupseseră. Și, na, te invită Didi, te invită aia bătrâni, aia mari, te invită la petrecere. Nu vrei să fii la petrecere cu aia mari, tu fiind, având o piesă și vrei și tu să bubui, na, te cheamă așa. Jay-Z, te cheamă Kanye, te cheamă, ești cu Beyoncé acolo. Și îi înconjurau de bodyguards și zicea, fă-i sex oral lui bodyguardul meu, dacă nu mă piși pe contractul tău. Rupem contractul dacă nu faci asta. Și eu zic, hai mă, du-te. Pă bune, dacă nu faci asta, rupem contractul și la revedere. Și aduceau pe ea până în punctul în care îngenunchiau și ăștia ziceau, ia uite mă ce prost e ăsta, glumea mă, mă ridică-te mă, ce ai, ia uite mă și pe ăsta ce prost. Și pe care închideau filmarea așa, dar filmările alea, filmarea aia exista. Să zicea, tu ca artist vrei să... Când există filmări de genul ăsta cu tine. Da, bă, dar stai, dar noi... Bă, totuși ăsta face de ani, de zile. Nu reuși. Tocmai acum au ieșit. Mie aici nu mi-o dă.
Eu nu zic că n-o făcut sau că nu, că e un nenorocit, e monstru. Da, e un nenorocit. E monstru, adică nu e să fum fără foc, înțeleg. Bă, da, după atâția ani, tu fix acum și zici, mamă, cât ai imperiu din nu știi. Adică ori au fost, o supărat el pe cineva, 100% o supărat pe cineva. Teoria conspirației spune că a venit momentul să pice cineva mare, tocmai ca să nu se mai vorbească atât de mult despre războaie și despre alegerile lor. Ah, okay. Asta. Pentru că discuțiile despre alegerile lor începuseră să monopolizeze de tot și TikTok-ul și toate platformele. Și acum nu se mai vorbește atât de mult de alegerile lor, pentru că e mult mai dispersat. Da, că e mult mai hot subiectul ăsta, evident. Și că mie e numai de... asta mi-apare. Eu am urmărit cât am urmărit, asta nu mi-a dat-o. Bă, dar totuși de atâția ani nu l-ai prins prin nenorocitul ăsta? Adică îți pare rău. Nu e că... Oricum, el a avut o grămadă de acuzații în tot... Asta zic, dar nu cred că băieții ăia nu știau, ești nebun. Ba da, știau numai că FBI-ul când a intrat peste el, a intrat atunci când a avut un caz puternic și să munți de evidențe, de dovezi. Evidence. M-am uitat la multe documentare. Și în sensul ăsta m-am rupt în perioada asta cu Bă, da, să știi că peste tot în lumea asta, mai ales afară, eu pe unde am fost și am intrat în contact cu oameni ăștia, toți sunt schitiți. Numai pe combinații, numai pe gagicăreală, numai pe din astea. Bă, toți, ești nebun? Toți, de afară, tot în lumea asta a lor, high class-ul ăsta, că am mai fost și eu prin niște. Bă, toată lumea pe combinații, da, ăla, da, cine e aia, da, de unde, da, da, uite că s-a... Bă, duceți-vă, dracu, să uite că s-a dat cortina, ușor, ușor, se dă cortina și nu s-a dat toată cortina. S-a dat de pe tablou, e doar așa puțin. Din ce știm noi, că probabil că tot tabloul este înspăimântător. Că vedem așa, 10%, pe ce dracu nu știm și ce nu o să știm niciodată. Da, putem să ne închipuim, adică de aici încolo putem să ne închipuim. Da, da. Păi acum se zice că el nu vrea să dea tot. Nu va avea de ales. Adică, da, da, pentru că deocamdată încă nu e dat, nu s-a dat o sentință exactă. Încă nu s-a dat o sentință, el la prânaie cam așa, îl așteaptă mulți băieți. Da, acolo, bă, da. Înțelegi? Și probabil o să ajungă la o negociere cu ei, că n-are de ales, nu știu cum zic. Păi e pe viață. Păi asta e clar. Ideea e să poată să iasă cu cauțiune peste 20 de ani măcar. Adică la modul ăsta să vor negocia. Da, și depinde de ce nume va da. Da, sau, da, nu știu să zic, nu sunt zona, nu mă pricep, dar după intuiția mea. Se zice că de fapt satana, cea mai mare satană, este Jay-Z. Și eu am auzit asta. Care a furat viețile tuturor oamenilor cu care a lucrat, le-a anulat viețile, le-a furat banii, le-a luat viața, după care a trecut la următorul, i-a furat viața. Da, dar eu am auzit că și ea, adică dacă cineva încearcă să scoată capul sau e vreo femeie sau vreo artistă care cumva are un potențial de a ajunge foarte mare, imediat ăștia sau o... Sau foarte bogată. Sau foarte... Imediat o blochează ăștia. Da, și am înțeles că ea e... Da, vezi, e o lume de căcat și până la urma urmei sper să primească ce merită toate jegurile astea. Adică... 100%, bă, eu întotdeauna am zis, bă, adevărul și corectitudinea va ieși la iveală, nu că azi, că mâine, că peste un an, peste doi, la un dat o să iasă la iveală și fiecare o să plătească exact. Da, și toată lumea cred că are ceva de învățat din treaba asta, știi? Pentru că postează aia după Complex, postează aia, nu o să-ți vină să uite-o ce... Epic, este Slay Queen, uite cum a apărut, da. Mamă, și toată lumea, a ridicat Beyoncé o unghie, mâncați, zeiță. Da. Și de fapt, pula mea, sunt niște mizerii de oameni, niște jeguri infecte. Hai să vedem. Jeghe prea puțin. Eu ți-am zis, eu am auzit și eu, stânga-dreapta, de cum acționează ei prin diferite persoane, dar... stai să vedem cu fapte, adică că nu poți zici, bă, au zis unii... Da, mă, să mă dea judecată, nu piși pe aia. Da, nu, e că... Roagă-te să te dea, dacă te dăm judecată Rock Nation. Aolo, nu mă mai scoate nici dracu. Știi, ei, nu te mai scoate, ești nebun, vezi că vorbesc în fiecare zi timp de 3 ani. Știi ce-mi pare mie rău? Că vara asta mi-am comandat de pe Vinted, am găsit în sfârșit un costum de la de velură. Rockaware. Nu, Shanjion. Shanjion, bă. Și acum, care e brandul lui Puff Daddy. Și nu mai poți să-l părți. Nu-l mai părți că na. Pare rău, adică îmi pare rău de el.
Rău de tot că e frumos. E frumos, da, știu de alea de de purtau rapperi în anii 90. Eu am avut. Am avut Rockaway, am avut Sean John, am avut Fubu, God damn. Echo.